Ați văzut? Am venit ușor cu twisterul pe la al doilea prag de la mal și l-am luat. Pe băieții care cunosc balta, îi lasă de în continuare în curent, că poate mai prindem unul ca să vă arătăm și pești. Ia uitați-l ce frumos e. Vedeți? A dat în el clasic, de întoarcere. O să-l iau de fir, sper să nu-mi rupă, că am fir foarte subțire, să vă arăt primul șalău la twister prins anul ăsta. Am prins un strapazan. Am mușcat destul de bine. Este micuț. Eliberăm dincolo. Mușcarea hotărâtă. Am țepat bine în cerul gurii. Da? Și acum aruncăm aici. Și Robert a prins unul. Acolo la marginea de curentul e curentul mai slab. Deci am schimbat twisterul, am pus un twister mai mic pe care pot să-l trag mai încet, excelent, lent, și a venit șalău, tot în apă mică, nu în curent. O să mă duc jos ca să nu-l târâm pe noroi. E tot șalău, nu e biban. Ia uite. Frumos! Sperăm să muște și cei mai mari mai târziu. Mulțumiți oarecum de calitatea și frecvența capturilor, Victor și Robert își încearcă șansele cu o tehnică nouă, pescuitul din barcă, cu lansări spre mal. Uite, este! Este! V-am zis că am dat pe pragul din lungul malului. Uite-l! Asta a luat-o pe cădere. Și e destul de sănătos. Uite-l ce trage. Așa, mă, băiatul, l-am blocat, că până acum blocam cu degetul, dar aici, în barcă, poate să-mi facă fel de fel de figuri. Ia să-l duc așa ca să-l vedeți. Sus, vedeți? Nu scurtez, nu vin cu vârful vergii spre pește, ci ridic varga cât mai sus, ca distanța între vârf și pește să fie mare, să-i permită frânei mulinetei să lucreze. Ăsta este Dita mai șalău. Dita mai șalău. Nu se lasă, ia uite-l ce lucrează. Dar nici eu nu mă las. Aveți ocazia să vedeți un drill cu o vargă foarte fină. Ia uitați-l cât ai lopt, da. Ăsta are spre 4 kg, da. Uite, ce frumos e. Temelă plin de icre. Excelent. Excelent. Dar acum să vedem operațiunea finală, care e cea mai delicată. A, e bine înfipt că este băgat în opercul. Ia uitați-o. Am obosit-o. Ia. Auzi, am și o rugăminte. Poză. Ia uite-l, ce frumos e. Așa. Frumos, da? Splendid! Ia uitați, să scot twisterul de aici din cartilagiul buzei, fălcii de unde nu mai scăpa, și să vi-l arăt așa, uitați-l cum e gata de luptă. Un pește frumos, cum sunt mulți aici pe Sărulești, și cum ar trebui să fie multe ape, dacă ar exista respect față de apă și dacă ar exista pază. O să-i dau drumul, este o femelă care va pune câteva zeci de mii de icre, vor ieși pui de șalău să populeze jumătate de lacul pui ăștia. Ia uitați-o ce frumos pleacă! Hai, la revedere, drag! Ne-a salutat! E, ați avut norocul să vedem împreună un adevărat șalău de Sărulești. Sunt și mult mai mari, dar de data asta, pentru iarna care încă n-a plecat,
cred că avem de ce să fim bucuroși, că chiar am avut noroc. Și asta nu e așa de mare, dar oricum este un pește frumos. Îl iau ușor. Ia uite. O, e strapazache. Dar nu vreau să mă grăbesc. Am blocat. Ia uitați-l. Vedeți, și ăsta a mușcat. E cu twister în gât. Deci în zona aia unde s-a încălzit apa și stau și pândesc lângă mal, chiar au început să mănânce. Asta știți ce speranță îmi dă? Că mai târziu, când se va încălzi apa peste tot, vor mușca și aici, în larg. Ăsta e de 2 ani. Ia uitați-l cum are twisterul în gât. Hai, mă, deschide gura. Uitați ce twister mic și ce pește a prins. Îl lăsăm și pe ăsta să plece, semn că are balta pește. Și asta numai mulțumită muncii lui Robert.